Bun găsit, vă spun la Closing Bell, sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne auzim. Astăzi, deși am avut o mulțime de raportări, piața nu s-a plimbat foarte mult față de unde era de dimineață. Suntem încă într-un range în jurul lui 1.13 și e clar, ceea ce contează, ceea ce va conta, este în primul rând decizia Băncii Centrale din Statele Unite. Au avut vești slabe din Germania, vești slabe din Europa, țev mult sub așteptări. Nu s-a panicat însă nimeni și parcă piețele au anticipat corect faptul că și din Statele Unite vom avea cifre slabe. Retail și core retail sales sub estimări, 0,1 pentru valoarea core față de 0,2 anticipat. Empire State minus 14,7, foarte urâte cifrele. Mai avem în câteva minute date referitoare la producția industrială, dar overall putem spune că slăbiciunea pe care o ilustrează publicările din Europa este oglindită de ceea ce se întâmplă peste ocean. Cum între cele două monede există practic o competiție, din moment ce în ambele surse avem elemente negative, este clar că până la urmă reacțiile sunt amortizate. Totuși, am avut un decalaj de câteva ore între cele două, așa că aș spune, dincolo de această compensare a datelor macro, operează și o anumită stare de detașare de așteptarea unor evenimente mai importante. Bun. Cum se explică reacția cam ciudată a dolarului de publicarea datelor slabe? S-a apreciat față de orice. Haideți să ne uităm. Ora 3 și jumătate. Chiar prima reacție a fost una ascendentă spre un 13.30, după care am văzut că dolarul, într-adevăr, s-a apreciat destul de consistent. Cred că în piață nu sunt prezenți o bună parte dintre jucători și asta creează posibilitate pentru reacții, să le spunem, mai puțin uzuale sau mai puțin ortodoxe, pe de o parte. Pe de altă parte, mă gândesc că operează un nou tip de teamă, teama aceea, teama care însemna că în momentul în care lucrurile funcționează mai rău, mult mai rău decât așteptările, putem avea o goană către active de refugiu. Însă trebuie să păstrăm proporțiile, fluctuațiile sunt foarte mici, 15-20 de pip și este neglijabil. Cred că prima explicație este mai utilă și mai apropiată de adevăr. Pur și simplu este o piață rarefiată în care abordările speculative primează. Piața a încercat să meargă în sus, s-a vândut acolo și s-au declanșat ordine care au marcat niște poziții profitabile short pe termen scurt. Nivelul de suport este la 1.13, de fapt un nivel de echilibru acum, mai degrabă undeva mai jos spre 1.12.90, 1.12.76 avem alte repere de suport. Noi avem câteva date care ne pot scoate din acest range. M-aș aștepta să o facă, însă nu e obligatoriu. Cu siguranță însă zilele următoare nu ne vor mai menține în aceeași regiune. O închidere peste 1.13.30 ne-ar putea împinge către 1.13.50 sau chiar 1.13.70. Una sub 1.12.80 ar aduce în discuție suportul de la 1.12.53 și 1.12.43. Lira sterlină, având în vedere datele de inflație, într-un echilibru relativ, mai bune pe Retail Price Index, mai slabe pe Home Price Index, ar fi trebuit să spunem că să vedem o piață relativ echilibrată. Totuși, dolarul a avut câștig de cauză. Nu este o evoluție foarte amplă. Suportul rămâne la 1.53.80 și teoretic ar trebui ca piața să-l respecte pentru o vreme. În linii mari, cred că oscilațiile vor continua în jurul unei tendințe mediane descendente. Reperul de echilibru ar fi pe la 54.10, 54.40 ar fi rezistența, 54.70 mai sus. Suportul
se regăsește estimativ în regiunea 1,5380 și mai jos 1,5350. Dolar yen a marcat o recuperare și cred o ipoteză de lucru este că pur și simplu în fața yenului japonez dolarul corectează o slăbiciune exagerată, iar asta s-ar putea să se fie reflectat, să fi făcut un fel de spillover și spre alte perechi valutare. 119,90, de o rezistență nedepășită încă. Piața se mai poate lupta cu această zonă și cred că e destul de relevant dacă închidem până la urmă pe M15, chiar peste 120, fiindcă am avea un potențial de încă vreo 15 pips și ulterior încă poate 35. În mod normal, cred că ar fi încă potențial tehnic pentru a merge mai sus. Datele fundamentale deja publicate nu încurajează prea mult USD-ul, să vedem însă datele de producție industrială. Minus 0,1% se așteaptă față de plus 0,6% luna anterioară. Cu date slabe am revenit spre 119,60, iar suportul următor ar fi 119,40. Petrolul WTI, încă ne jucăm sub linia de trend descendent și pericolul sporește, cred. Însă cel mai mare spectacol speculativ l-am avea dacă am merge în sensul creșterii și nu cel al scăderii. Cu alte cuvinte, în mod natural, fără niciun fel de informații suplimentare, piața ar trebui să coboare, însă foarte mulți entuziaști se vor arăta dacă avem cât de mic impuls, o știre, o declarație care să împingă petrolul în sus. Rezistența 44,87, 45,20 și 45,60, mai sus 46, suport 44,25, 44 și 43,47. Cunoașteți însă ideile discutate de dimineață, o închidere daily sub 43,95, semnal destul de consistent de slăbiciune, în timp ce o închidere peste 44,80 ne poate împinge mult mai sus. Ar trebui ca în curând maxim sesiunea de miercuri, piața să se decidă. Pe termen foarte scurt văd mai degrabă riscuri descendente. Aurul între 1100 și 1109 într-un range, acum vine de sus în jos, deci riscă cumva să coboare sub 1105, să se apropie de un 1102-1103, suportul 1100. Rezistența, dacă spargem 1109, este 1113 și apoi 1120. Mergem la indicele german. Nu s-a hotărât să coboare, a avut un moment de fost breakout sub 10.079. Cred că mari jucători sunt absenți din piață, iar cei rămași nu au fost suficient de agresivi pe partea de vânzare, deși ar fi avut, cred, motive de a merge mai jos. Însă asta nu e o garanție pentru recuperare ulterioară. S-ar putea ca linia de la 10.200 să fie în continuare greu de depășit. Mai sus, rezistența ar fi 237 și 306. Piața nu îmi oferă un indiciu clar de direcție deocamdată. Ca bănuială, cred că încetul cu încetul va reveni spre 120 sau mai jos, spre 10.080. Până la închiderea zilei, 10.055 este doar primul palier în cazul în care achidem sub 10.080. Mai important este suportul de la 10.000 de puncte și apoi 9.970. Însă e destul de liniștită deocamdată piața germană. În Statele Unite, mixul este însă chiar unul favorabil pe termen scurt. Să vedem cum arată și datele acestea de producție industrială. Eu încă nu le-am găsit, dar văd că piața se mișcă. Un daily decent, deci o piață însă care nu văd să fie ușor scoasă din blocajul actual. Datele sunt foarte, foarte slabe. Minus 0,4% în Statele Unite față de minus 0,1%. Haideți să vedem ce face euro-dolar. Teoretic ar fi trebuit, ei bine, ar fi trebuit să vedem cum datele încetinesc. Apetitul pentru USD se întâmplă exact opusul. Dacă și pe USD și pui avem aceeași reacție, deci o reacție pozitivă, da, și este cazul, înseamnă că ceva s-a schimbat în logica piețelor și există o temere de risc sistemic, ceea ce poate aduce în zile și săptămâni următoare probabilitate mai mare de scăderi foarte severe. E ceea ce intuiesc în momentul de față. Piețele
pot fi interpretate mecanic de tipul învățăm câteva reguli la un moment dat, ele vor fi valabile tot timpul. Trebuie să ne dezvoltăm un anumit simț al lucrurilor care sunt importante pe moment, dar totuși, chiar și în aceste condiții, aș spune că i-ar fi ciudat ca dolarul american să se întărească prea mult în aceste date, cu toate că găsim o logică de aversiune la risc, cu 2 zile înainte de decizia Fed, ar fi ciudat să avem o întărire puternică. Ar trebui poate chiar să urmeze o corecție pozitivă consistentă pentru EURUSD. Pentru piața de capital însă datele sunt destul de clar negative și nu prea văd de ce ne-am legat iarăși de faptul că Fed prelungește, ar putea prelungi programul, ar putea prelungi perioada de dobânzi coborâte. Văd deci, după un pic de ezitare sau poate chiar o marginală revenire spre 380-390, US30-ul coborând către 16.200 de puncte și eventual chiar sub. Însă, range-ul mai larg e încă foarte cuprinzător, 16.000 și 16.700, cele două bariere ale sale. Mergem la AUD/USD. Cu dolar, cred eu, un pic nejustificat de puternic în momentul de față. AUD-ul s-a îndepărtat de 71,45 pe care l-a spart o perioadă scurtă. Însă, în prezent, avem ceva dificultăți. Dificultăți de alt ordin, nu de ordinul spargerii unei rezistențe, ci păstrării deasupra unui suport în zona 70,95-0,71. Este o zonă aceasta de suport și destul de bună. Teoretic, piața ar trebui să ricoșeze de aici, din înapoi către 71,20. Rezistența următoare 71,35. Mai sus 71,45. Cred că piața va desena aici multiple fluctuații în jurul lui 71,20, dar teoretic n-ar avea motive să scadă drastic. Până în sesiunea din China, când dacă avem noi scăderi în piață, și AUD-ul și NZD-ul ar avea de suferit. Până una alta, însă NZD, USD, așteaptă acel foarte urmărit în ultima perioadă, GDT, Global Daily Trade Index. Canalul de trend ascendent este destul de modest și deci ușor de penetrat în sens descendent. Suportul ar fi la 0,6312 și spargerea sa ne-ar duce către 62,96. Mai jos, un alt suport ar fi 62,82 sau chiar 0,6256. Văd pe termen scurt NZD/USD vulnerabil, însă depinde foarte mult de datele care ar trebui să vină undeva între ora 5 și 6. Poate chiar cu o jumătate de oră mai devreme, dar de obicei în acel interval. Nu mă lansez în supoziții despre date din Noua Zeelandă, nu le-am putut urmări, dar ceea ce văd este că piața își dorește inițial să scadă. Însă, în linii mari, nu cred că este neapărat dornică sau pregătită acum să facă noi minime. Mai degrabă am avea o corecție și în zilele următoare o revenire mai aproape de 0,64. Bun, lichiditatea este slabă și s-ar putea menține și în sesiunea de joi. Cred că deja, da, joi posibil înainte de decizia Fed, fiindcă costul unei decizii greșite este foarte mare în această perioadă, încât cei mai mulți preferă să-și netezească sau să-și închidă de tot, să-și compenseze de tot expunerea. Și asta rarifiază ordinele și duce la reacții mai ciudate sau mai greu de justificat. Însă, ochii pe China în această seară. 4,41,50, 4,40,90 și 4,40 suport pentru Euro-RON. Pe termen scurt pare pregătit pentru o microcorecție, însă, în inima mea, acest canal de trend, zic eu, e tot mai aproape de a fi spart în sens ascendent. Un semnal ar fi o închidere peste 4,42,20. Rezistența următoare ar fi 4,43 15. Spuneam ce mai este de urmărit din Noua Zeelandă, datele de, să spunem, un indice agregat al unor produse lactate, iar de la ora 5 din Statele Unite, Business Inventories, de obicei puțin monitorizate. Noaptea însă se deschide sesiunea din China, iar mâine dimineață vom vedea dacă sparge pragul de 3.000 de puncte, e posibil ca piețele de capital să aibă de suferit, iar activele de refugiu,
Yenul japonez și poate chiar, conform dezvoltările recente, poate chiar și dolarul american, dar în primul rând mă gândesc la yen, ar avea de câștigate, din ce perechi precum au DNZD versus JPY sau USD, ar putea risca noi scăderi. Depinde foarte mult de evoluția pieței. Pragul de 3.000 este un prag simbolic și relevant. Atât pentru moment, ceea ce am prezentat constituie opiniile noastre vis-a-vis de piață. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă în continuare și odihnitoare. Toate cele bune, la revedere!